Alte momente importante, aș spune că dincolo de semnarea păcii, e fundamental în timpul Ministeriatului lui, în timpul guvernării Marghiloman, faptul că atunci apare prima rază de speranță pentru România prin decizia basarabenilor de a se uni cu țara. Marghiloman este cel care acceptă decizia Basarabiei și e prim-ministru, în, în timpul căruia Basarabia, smulsă de Rusia în 1812, revine la, la țara mamă, la, la România. Micuța Moldovă cu un regem frunte, mai avea o șansă de viitor rămasă fără rege și micuța Moldovă, nu știu dacă nu era o pradă foarte ușoară pentru, pentru ruși. Și că în nu mai aveam nimic, totul era deja cedat, totul era deja sub o ocupație germană. Uh, Marghiloman a fost cel care a renodat și a repus regele și monarhia românească pe, pe, pe tapet. Pentru că dacă ar fi venit uh, un carp, ar fi zis, gata, alt rege, începem de la zero monarhia. Au fost atâtea experimente prin Balcan cu refundări de monarhii, cu refundări de dinastii, mai, mai corect. S-au mai dus la Chișinău și reprezentanța ai statului român după 1990 și nu au făcut nimic. E adevărat că noi am avut atunci norocul unor oameni politici moldoveni, care au dorit unirea și au știut să o facă, ceea ce nu s-a mai întâmplat după 90, deși cu o anumită nostalgie o spun că poate atunci mai mult au dorit moldovenii să se unească cu noi decât am dorit noi cu ei, dar nu într-o proporție foarte mare. Ori el se duce acolo, e adevărat, a fost un context teribil, pentru că uh, evenimentele s-au succedat atât de repede încât și-au dat seama, cred că și moldovenii, că dacă nu acționează foarte repede, riscă să aibă una, o a doua revoluție bolșevică și la ei pe teritoriu. Și atunci s-au pus la adăpost, au cerut sprijinul să vină și armata română acolo. Și Marghiloman, când a venit să vorbească, erau deja, cred că mulți dintre moldoveni convinși că singurul lor viitor este într-o Românie reîntregită. Nu au nicio șansă de asta între o Rusie care, e adevărat, trecea prin focul unei revoluții, dar care, știți, ca un tigru dintre acesta care își uh, linge un pic rănile, dintr-o dată se poate repezi să-i reînglobeze. Și tentațiile de unificare, toate aceste mici busculade și mici uh, micro-revoluții bolșevice, le-am spus, erau la tot pasul. Ori sfatul moldovenesc nu le putea. La un moment dat, Ion Incules trece în, în revista micuța armată moldoveană, uh, constituită din cei care veniseră de pe front. Ori Margiloman s-a dus, a spus că suntem un stat serios și a, așa trebuie să-l și judecăm pe Margiloman. Gândiți-vă ce impresie probabil a făcut... La acei moldoveni, care aflați în sfatul țării, au văzut un lider responsabil, serios, garantat puterile centrale, garantat Germania. Era Germania care garanta sau stătea în spatele acestui Marghiloman. Și atunci, tentația de unire a fost maximă. Suntem, până la urmă, cu un stat serios, un stat care ne bagă în seamă. Un stat care se bucură că, uite, câștigă ceva din războiul acesta și în care li se arătură acești moldoveni care nu îi prea așteptam. Nu, nu, prea se gândea că o să avem izbândă. E adevărat, intelectuale, mai ales cei visau la moșia lui Ștefan cel Mare reîntregită, dar știau că nu prea se poate cu un colos rus, cu o populație destul de, de rusificată, cu schimbări dintre acestea, de proporții între populații, în care veniseră și destule minorități și se oploșiseră acolo, și în care avântul acesta revoluționar, nenumărați soldați care plecau de pe frontul din Moldova și treceau invariabil prin, prin teritoriul acesta de, din, de dincolo de Purt, puteau să-i spre altceva, spre răzmerițe, spre dorințe de aceasta de a fi ei acolo în suveranismul lor, în moldovenismul lor, ori n-a câștigat. Erau unii care gândeau că de ce să nu fie Moldova un stat separat. În fond s-a și proclamat, era o republică. Și a venit în Parlamentul unei republici care era deja independentă și a zis, știți, Republica Independentă, n-ar fi mai bine să veniți cu frații de aceeași sânge? Și a fost crezut, Marghiloman, cât îl punem noi atâta că a fost un trădător. Cum să fie un trădător când a reușit să convingă Parlamentul unui alt stat să se unească cu România? Petrolul încă nu juca un rol atât de mare și nu eram geostrategic, cum am spune noi astăzi, însă erau tentațiile mari ale gurilor Dunării, arcul acesta carpatic putea fi ușor apărat, Miza pentru puterile centrale era una foarte mare și ei au, au, au dormit așa pe ureche, tot crezând că România va intra singură de partea lor. Și cameleonismul acesta al brătinilor care știa să garanteze suficient că poate că vom veni și cu ei, i-a făcut cumva să nu se aștepte că noi îi vom lovi exact unde nu se așteptau. Și dovadă că noi am atacat și am declarat atunci război. Austro-Ungariei și ne-am luptat la început doar cu ea, pentru că Germania era mai degrabă concentrată în zona Bulgariei, în zona aceasta sudică. Ori a fost o surpriză foarte mare pentru Germania cum a îndrăznit acest stat cu, cu monarh german în frunte să o atace indirect, adevărat, prin aliata sa care era Austro-Ungaria. Noi am declarat război. Poate pare așa. E adevărat, în al doilea război mondial am declarat război Statele Unite ale Americii. Mai avem uneori și dorințe dintre acestea, am spune la prima vedere, care frizează absurdul. Însă nu era așa. România a arătat că vrem să punctăm la nivel simbolic. Nu conta că luăm bătaie. Știam, cred că și că luăm bătaie. Dar a vrut să puncteze la nivel simbolic. Cred că au fost foarte nedumeriți. Vine la un moment dat chiar împăratul Germaniei vine aici și doar cu un singur român se întâlnește cu țigara Samurcaș. Vine și se roagă la mormintele lui Carol I și a Elisabetei, al celor care erau de neam cu el, a germanilor care conduseseră odată România și care poate ar fi mers alături de Kaiser. Însă cred că și-a dat seama că poporul o luase pe altă traiectorie. Împăratul, cred că când a venit aici să se reculească la mormântul primilor regi ai României, și-a dat seama că România este pierdută. Că pentru noi nu Germania este cea care reprezintă reperul, ci puterele aflate mai pe vestul Europei. Ori, chiar dacă era un tratat care se semnase la 1883, și nu era un tratat pe care Germania să ne-l fi impus, ne temeam atât de tare de ruși încât am cerut noi aceste garanții de securitate. Noi ne-am dus la Germania și am zis, ne temem de ruși, vă rog frumos, haideți să avem un tratat. Ori noi nu le respectam. Nu ne respectam garanțiile de securitate pentru a împlini un ideal național. E aproape de necrezut că pentru teritorii prefer să nu-ți mai uh, ții promisiuni, prefer să nu-ți mai uh, ai garantată securitatea. Gândiți-vă că putea Rusia foarte ușor să vină peste și putea și Germania să zică ceva de genul păi îi lăsăm în brațele Rusiei. Dacă oamenii ăștia n-au vrut să fie garantați Germania, care e cea mai mare putere a Europei, înseamnă că ori nu știu care le sunt interesele, ori probabil au alte interese. Și exact așa și era. România avea alte interese. Avea interese de a lua teritorii care făceau oarecum parte dintr-o Europa centrală care ținea mai mult de spa spațiul acesta germanic, de Mitele Europa, cum i s-a spus în, în perioada interbelică. În momentul intrării României în război, această deosebire dintre cele două proiecte politice despre care discutam devine evidentă, devine, am putea să spunem, radicală, pentru că se produce o ruptură. Și... Aceasta s-a văzut pe timpul războiului. Cum spuneam, guvernul liberal condus de Ionel Brătianu pleacă în exil la Iași, în Moldova liberă, în timp ce la București, în România ocupată, rămâne în funcție un guvern filogerman condus de Alexandru Marghiloman. Dincolo de deosebirile politice, între Marghiloman și Brătianu există, am putea spune, și o antipatie personală, pentru că soția lui Alexandru Marghiloman, principesa Eliza Știrbei, soră cu Barbu Știrbei, administratorul domeniilor coroanei, Va divorța de Marghiloman pentru a se recăsători cu Ionel Brătianu. Cu alte cuvinte, acești oameni erau despărțiți nu doar de un destin politic, erau despărțiți și de un destin personal, care a avut contribuția lui, fără doar și poate. Vedem, însă, că în condițiile dificile ale anului 1918, în condițiile în care România e obligată să semneze pacea separată, cei doi oameni politici vor găsi puterea de a colabora. E adevărat, aici a avut un rol important și regele Ferdinand. Însă Brătianu va colabora cu Alexandru Marghiloman, Brătianu se va retrage din prim planul scenei politice, iar Marghiloman va fi cel care, pentru puțină vreme, e adevărat, Va deveni principalul partener de dialog între puterile centrale victorioase în acel moment și națiunea română.